Iuliu Mureșan a venit în această dimineață la stadion după o absență de 3 luni. Președintele a mers direct în vestiarul fotbaliștilor și a stat de vorbă cu aceștia. Așteptăm de mult timp, avem nevoie de dânsul. Cel mai entuziasmat de prezența lui Mureșan este antrenorul Miriuță. Tehnicianul este convins că prin reîntoarcerea președintelui, echipa va reveni pe linia de plutire. Un lucru sincer pentru mine și pentru echipă și cred că pentru suporteri bucurător. E alături de noi, să ne dea putere mai mare, nu? Asta e adevărat. La stadion și-a făcut apariția și fundașul dreapta, Laurențiu Rus, fost la FC Voluntari. Fotbalistul își negociază un transfer la CFR. Aduceți ceva jucători până să încheie transferuri? E posibil, e posibil, sigur. Perioada de transferuri în Liga 1 se va încheia pe 5 septembrie.